Salut, prieteni, și bine v-am găsit! Sper că sunteți bine, sănătoși, în siguranță și în pace. Astăzi doresc să vă prezint acest frumos model floral executat pe un fir alizee cu un fir metalic ușor discret care îi dă o notă de eleganță aparte. Cum vedeți, aici este lucrată deja o parte destul de mare, care va face parte dintr-o vestă pentru primăvară-vară. Acest model floral este montat pe această bordură de spice, dar foarte bine puteți folosi orice altă bordură. Sunt foarte multe modele. Firul pe care îl lucrăm este acest alize șal cu fir metalic discret, 95% acril, 5% fir metalic, un fir extraordinar de plăcut, la atingere, pufos, elastic, călduros, chiar și atunci când vom face lucrări cu un model aerisit ca acesta. Se lucrează foarte repede, se lucrează foarte ușor, de exemplu, această porțiune pe care i-am lucrat-o, cum vedeți, cuprinde 6 rânduri de flori. 6 flori din acestea, un rând le-am executat în 15 minute. Deci, practic, 4 rânduri se execută într-o oră. Este o lucrare cu spor, cum s-ar spune, și foarte ușor de realizat. Haideți să vedem cât de ușor și de repede se face. Prima dată o să facem un lănțișor din 6 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide acest lănțișor. Și vom face în acest lănțișor acel model de aripioare pe care l-ați văzut dumneavoastră. Prima dată vom face un lanț din 3 ochiuri, 1, 2, 3. Vom lua de 2 ori pe croșetă și vom face cele 3 aripioare, luând în considerare și lănțișorul de 3, 1, 2. Între ele facem o punte de legătură din 1, 2, 3, luăm de 2 ori pe croșetă, facem un picioruș, facem și pe al doilea, nu dăm drumul la ochiul de pe croșetă, o să vedeți de ce, facem și pe al treilea din 2 ochiuri, acum trecem cu croșeta prin 3, deci avem aici 4, dar trecem prin cele 3, prima dată și la final și prin ultimul, ca să strângem mai bine aripioarele, intrăm în spațiu dintre ele și facem la fel, 1, 2, 3 și la fel vom face câte 2 aripioare din 3 lanțuri de câte 2 ochiuri, punte de 3 ochiuri, 1, 2, 3. Ca să facem un model din acela floral, avem nevoie de 3 astfel de grupe. Deci pentru 3 flori avem nevoie de 9, pentru 6 rânduri de flori avem nevoie de 18 și tot așa. Este foarte ușor de urmărit lucrul. Bun. Întoarcem, strângem și așa mai departe. Cum vedeți,
avem nevoie pentru o floare de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deci pentru 3 flori avem nevoie de 9 astfel de aripioare. Am făcut cele 9 aripioare pentru demonstrația noastră. Acum, între punțile de legătură, vom face lănțișoare, vom fixa lănțișoare de câte 5. 1, 2, 3, 4, 5 și îl vom fixa aici, între cele două. Bun, cu un piciorul scurt. 1, 2, 3, 4 și 5. Aceste lănțișoare vor fi baza pentru lucrarea noastră de aici. Deci acestea sunt 5, 5, 5, 5. Bun, am făcut și lănțișoarele de 5. Acum în margine de unde începem lucrarea, vom face un lănțișor din 3 ochiuri. 1, 2 și 3. Atât. Și începem lucrarea de la al doilea lănțișor. Primul lăsăm liber. O să vedeți de ce, pentru că așa se formează floarea mai frumos. Introduceți croșeta și trageți la lungimea firului o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Un lănțișor din 1, 2, 3 și repetăm operațiunea. Tragem 1, 2, 3 și 4, tragem croșeta prin toate și acum, între primele două petale, lănțișorul a fost de 3. Între următoarele două petale, acestea însemnând mijlocul, un lănțișor de 4 și iar un lănțișor de 3. Deci la mijloc între două petale, totdeauna vom face 4 ochiuri. 1, 2, 3, 4. Pentru că aici vom prinde petalele și avem nevoie de mai mult spațiu ca să putem dezvolta petalele. Am făcut lănțișorul de 4, deci mai avem de făcut două petale. 1, 2, 3 și 4. Și acum un lănțișor de 3, 1, 2 și 3. Și facem ultima petală. 1, 2, 3 și 4. Dacă firul e gros, folosiți un fir gros, puteți să trageți numai de 3 ori. Acum am ajuns la partea în care vom dori să prindem floarea de lucrare. La fel, lăsăm primul liber și prindem în al doilea. Pentru asta facem un lănțișor de 2, 1, 2, dăm de două ori pe croșetă, deci lăsăm spațiu liber, intrăm în al doilea și aici vom face un V, ochi alunecat, două ochiuri, la fel, dăm de două ori pe croșetă și vom forma un V care este ancora pentru 1, 2 la margine. Acesta este ancora în care vom ancora modelul în creștere. Deci avem 2, 2, 2. Acum vom lăsa la fel acest spațiu, primul îl lăsăm liber
și vom intra în al doilea. Și la fel, tragem 4 petale, 1, 2, 3 și 4. Tragem croșeta prin toate, spațiu de 3 între primele 2 petale, 2 și 3. Tragem a doua petală, 1, 2, 3 și 4. Între cele două petale, punte de 4. 1, 2, 3 și 4. Și urmează celelalte două petale cu punte de despărțire între ele de 3. 2, 3 și 4. Deci, în funcție de fir, puteți trage de 4 ori sau de 3 ori dacă firele sunt mai groase. Acum, 1, 2 și 3. Între petala 3 și 4. Doi, trei și patru. Ați văzut cât de ușor se realizează? Ia uitați cât de ușor se realizează. Și suntem la ultima floare. Am ajuns la capătul rândului. Vom da de 3 ori pe croșetă. Vom intra în bucla din margine. Vom face lănțișor de 3. Ochi alunecat și vom face un lănțișor de 3 în sus. 2 și 3. Întoarcem modelul și vom proceda la fel cum am procedat și înainte. În mijloc, deci în mijloc între petala 1, 2, între petala a treia, 2 și 3. Aici începem și tragem iar petalele. 2, 3, 4, lănțișor de 3 între petala 1 și 2, lănțișor de 4 între petala 3 și 4. E ușor de ținut minte. 2, 3 și 4. Unu, doi, trei și patru, între petala trei, doi și trei. Unu, doi, trei și patru. Acum că a fost lucrat primul rând, al doilea rând se lucrează mult mai ușor, pentru că totul se... avem baza și decât ne ancorăm la modelele care le avem înainte. Și acum facem ultima petală. 1, 2, 3, lănțișorul, puntea de separare. Ultima petală. 1, 2 și 3. Și 4, tragem prin toate celelalte 4 și suntem la puntea de ancorare, deci vom face 1, 2, luăm de 2 ori pe croșetă și intrăm în puntea de ancorare. Ochi alunecat, 2 ochiuri,
de 2 ore pe croșetă și ne-am făcut următoarea punte de ancorare, 1, 2 și acum vom executa floarea următoare. Între cele două petale, acolo unde avem puntea de 4. 1, 2, 3 și 4. Ați văzut cât de simplu și cât de frumos se realizează? Frumos și ușor. Și acum am să vă arăt două variante, un truc. Acesta și modelul explicativ l-am lucrat cu o croșetă mai groasă și modelul este mai pufos și mai elastic. Acesta, care este mai strâns, e lucrat cu o croșetă mai subțire. Modelul este mai rigid, dar și mai mic și mai bătut. Acum rămâne la alegerea dumneavoastră. Puteți să lucrați cu o croșetă mai subțire sau cu o croșetă mai largă. Și într-un caz și într-altul, modelul este superb. Și acest fir elegant îl face să fie și mai frumos. Frumos, distins și elegant. Pentru o primăvară frumoasă ca dumneavoastră, doamnelor, ca sufletul dumneavoastră bun. Vă doresc multă sănătate și să vă găsesc data viitoare în pace. Numai bine!